Vorbește-mi, te rog, despre soluția pe care o oferiți voi și, mai mult de atât, care sunt avantajele pe care le au retailerii care aleg să lucreze cu voi, în special în materie de timp, până văd rezultate. Soluția noastră este o platformă care se numește Universal Merchandising Platform și este destinată atât retailer cât și producătorilor, cât și companiilor, agențiilor care desfășoară activitatea de în retail marketing. Principalul avantaj pe care îl are platforma este că scurtăm foarte mult timpul de execuție a ceea ce numim noi Perfect Store. Asta înseamnă că prin AI, prin Image Recognition Plus, faza 2, care este o altă analiză bazată pe inteligența artificială, putem să determinăm în timp real dacă o execuție pe care o face un mercantizor în magazin este conformă sau nu și feedback-ul este în real time. Adică el face o execuție în magazin și face o fotografie, o încarcă în sistem și platforma îi spune exact ce a greșit și ce n-a greșit. Practic, timpul este scurtat de la o zi, două, până la câteva secunde în care primește feedback-ul și corectează ceea ce e de corectat. Și în materie de KPI, pentru cine alege să lucreze cu voi, cam cât de repede poate să vadă? Ok, execuția la RAF se întâmplă imediat, dar rezultatele la nivel de bilanț se văd cam în câtă vreme? Noi avem folosim două metode pentru în faza de culegere a datelor. Dacă clientul dorește doar datele în timp real, practic în momentul când este în timp real, bineînțeles, dacă clientul optează și pentru partea de quality control, atunci până în 24 de ore are acces la date. Crezi că în momentul de față, așa cum arată acum piața de retail și FMCG, că vorbim și despre producători, crezi că mai poți funcționa fără să iei în analiza datelor tale capacitatea tehnologiei? Categoric nu. Noi chiar de aia numim, noi nu-i numim KPI, indicatorii pe care îi numim Key Business Drivers, pentru că, de fapt, ei sunt driverii de business pe care putem să-i îmbunătățim zi de zi.